Bună ziua tuturor! Bună ziua! V-am găsit Ghini? Da, suntem în rar! Cel care este pe margine păzăști ca nimeni să nu fug pe, da? Așa! Noi ne-am protejat de soare! Bravo! Văd cum măgeatul vine repede! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Anator! Da? Vreau sunteți! Dar noi nu ne gândeam că am greșit adresa! N-ați greșit, ați suferit, nu? Dacă data e informația corectă, cred că ați greșit. Am venit astăzi aici la dumneavoastră pentru că este o zi specială pentru fiecare dintre noi, corect? Da, corect, yes! Este o zi importantă pentru că domnul Anatol împlinește 30 de ani, corect? Da! Așa, sunteți tânăr, frumos, bogat și pentru aceasta am adus diverse cadouri pentru dumneavoastră să vă facem ziua cât mai frumoasă și cât mai minunată. Pentru început, dorim să vă mulțumim că sunteți bărbat. Sunteți stăpânul casei, sperăm că ați muncit și prin sudoarea feței dumneavoastră ați câștigat pâinea. Corect? Da. Este legea, cum se spune, o viață întreagă trebuie să construiești o casă, să sădești un copac, să sapi o fântână, să crești și o familie. Sper că acest lucru dumneavoastră ați făcut la nota 10 și pentru aceasta vă cadunăm un buchet frumos, bărbătiesc, nu femeiesc. Așa. Mai mulți ani aplauze! De asemenea, pentru dumneavoastră, avem și ceva dulce. A spus că iubiți să vorbiți, să discutați, vorbele dumneavoastră sunt mereu de încredere, sunt încrezătoare, sunt vorbe care te face să crești, te educă și, de asemenea, ați vorbit și cândva și vorbe dulci cuiva, corect? Poate, poate. Eu de obicei am zgârșit la vorbă. Pentru aceasta am venit astăzi să vă îndulcim. Să vă aducem aminte că sunt zile minunate în viața noastră. Să vă aducem aminte că sunt și persoane care ne iubesc. Să ne aducem aminte că persoanele dragi sunt cât și în depărtare, cât și alături de dumneavoastră. Pentru voi avem un tort frumos, minunat. Vă place? Foarte frumos, da. Cifra 3 e mâncă put, aveți să mai punem încă una. Măcar vă zi și azi fost. Așa, pentru dumneavoastră acest e frumos. Rugăm vreo frumos să ajutați. Bravo! La următorul cadou, aș dori ca fiecare de voi să participe. Nu este o zi importantă ca la moldoveni, cum s-ar spune, când nu este o gură de cinste. Atunci vă rog frumos fiecare dintre noi să ridicăm un pahar, care cu apă, nu impunem toți. Așa e cum se da. Vă rog frumos, umpleți paharele. Paharele se învăță. Nu, nu mă faceți greși. O să ieșiți și să nu vă grăbiți. Așa, să vă o gură de cinste vă rog frumos în numele lui domnul Anator. Să trăiască fericit. Să trăiască mulțumit. Să trăiască mult și să trăiască mare. La mulți ani, domnul Anator, să fiți sănătos! Sănătate! Oh, yeah.
Mai este ceva. Întrebarea cea mai importantă. De partea cui vine surpriza? Ca să nu mă gândesc mult, cum spun, am soție, am copii, am prieteni, am surori, poți să fii la cineva, o să fiți care într-adevăr mă prețuiești sau... Uitați-vă, nu ați greșit. Sper că nu aveți secrete față de soția dumneavoastră. Nu. Nu, creciesc. Cândva, când eram mai tânăr, mai ascundeam. Uitați-vă, această felicitare vine din partea a treilor fete. Trei fete, trei femei, să spunem așa. Trei nururi, trei nururi. Lasă-l ea să găsească. Ghicițile. Lidia, Macrina și Carolina. Nu-i corect. Poate fi. Nu-i dacă corect. Mai multe n-am lăsat în sală. Trei surori, da. Trei surori. Trei surori. Trei surori, probabil. Dusica, Sveta și Nele. Ok. De ziua dumneavoastră, până a ghici, dorim să vă spunem câteva cuvinte frumoase. Și după aia înțelegem din partea cui este. De ziua ta îți dorim cer senin, ani frumoși, prieteni, zâmbete, dragoste, momente unice pe care viața ta să le transmită în amintiri, ce nu se uită niciodată. Te iubim, te așteptăm și te cuprindem. Această surpriză vine din partea lui Nicolae. Nicolae, următorul, Vasile și Dumitru. De asemenea, alături de acești băiați frumoși, educați, îngrijiți, mai aveți și trei nurori, care este Carolina, cine mai este? Lidia, care a spus-o, și Macrina. Dar aceștia nu sunt toți. Cine mai sunt? Cinci nepoți. Cinci nepoți. Care sunt ei? Maria, Iacob. Amelia, Ifim și Lucas. Lucas, foarte corect. Aplauze! Bravo! De asemenea, ați mai uitat o persoană foarte importantă. Soție iubită. Mămica. Și soție. Credeți-mă că acest lucru care este alături este cel mai important. De asemenea, acest mesaj a venit din partea celor mai dragi. Toată familia dumneavoastră. Ne bucurăm că îi țineți minte, că i-ați enumerat, uitați-vă, că așa după listă, nici cu locul nu i-ați încurcat. Nu mai sunt așa bătrân ca așa. Ei, cum să sunt? Mi-aduc aminte. La mulți ani încă o dată, domnul Anatoliu. Sănătate, să trăiți, să fiți fericiți. Dorul niciodată să ne voi inunde. Pentru că alături de voi sunt și persoane foarte dragi. Multe, sincer, de mult am fost la sărbători și n-am lăsat pe oameni. Da? Credeți-mă. Ce suntem? Sunt colegi, măcălini, prieteni. Trebuie să mai vin. Așa e. La mulți ani încă o dată și aplauze din partea tuturor. La mulți ani! Dar nu este totul. Eu când eram mic, mama îmi spune, când cineva îți dă o bomboană, trebuie să spui mulțumesc. Doamna Anatolie, aveți posibilitatea să le spuneți un mare mulțumesc familiei dumneavoastră. Să le transmiteți un mesaj de dragoste. Să le spuneți cât de tare așteptați. Vă rog frumos. Mă zâmbim. Frumos, da? Am avut o leacă de emoții că... Ești normal, ești luminește. Ce vreau să spun? Principală vreau să spun la toată lumea și la copiii mei. La toți și cei se mișcă. Principală să avem sănătate, băieți. Principală sănătate. Să păstrăm acei 7 ani care ne-au dat părinții. Așa. Și mai departe, noi cu mânuța noastră, noi facem asta. Care este lucrurile și mai scump, sănătate și omenie. Înseamnă că prin sănătate și omenie îi mai așteptăm și pe ceilalți acasă, corect? Da. La mulți ani încă dată. Dacă ne permiteți...
iau. Dacă ne